Claudiu este unul dintre craiovenii care au așteptat ca programul Rabla să înceapă. A venit la unul dintre dealerii auto pentru a vedea ofertele și nu ar spune nu niciunui autoturism electric. Este o mașină nouă. Pentru mine un. Așa putem lua la mâna două de oriunde, dar nu știu ce luăm. Asta siguranță pentru familie și mai multe. E mașină nouă. Bugetul pentru programul din acest an este de 1,2 miliarde de lei. Vor fi 4 perioade când doritorii pot beneficia de reduceri la autoturisme. Luna aceasta, în mai, iulie și octombrie. Dealerii auto spun că anul acesta sunt tot mai multe cereri pentru autoturismele electrice. Partea de electrificare contează foarte mult și aici se îndreaptă cele mai multe cereri. Dar în același timp și mașină de buget, adică cele cu motoare termice, unde la noi încă sunt disponibile, sunt preferate pentru că, repet, este vorba de buget. În momentul în care îți dorești o mașină, persoană fizică, în care îți dorești o a doua mașină pentru familie, o mașină pentru oraș, mașina electrică este ideală. Un consum extraordinar de bun și v-am spus, se poate alimenta într-o oră, jumate, două ore. O autonomie chiar și iarna acum, pentru că am trecut peste iarnă de 200 de kilometri. Pentru achiziția unui autoturism nou se pot folosi maxim două tichete Rabla. Pe lângă suma de 6.000 de lei pentru o mașină veche casată, respectiv 9.000 de lei pentru două mașini vechi casate, utilizatorul poate beneficia de ecobonusuri suplimentare în cazul în care se îndeplinesc mai multe condiții. Astfel, o reducere suplimentară de 1.500 de lei pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3. Pentru cei care optează pentru o mașină 100% electrică sau hibrid, programul Rabla Plus oferă un ecotichet de 54.000 de lei, cu condiția obligatorie a casării a două mașini vechi, dar nu mai mult de 50% din valoarea mașinii noi achiziționate.